Salutare și bine v-am regăsit! Eu sunt Alex și am să vă arăt... Ce avem noi aici? Noi aici! Suntem așa de curioși că nici nu știm unde o să dormim la noapte. Păi ce să avem? Jocul Gran Turismo Collector's Edition pentru PlayStation 4, compatibil cu PlayStation VR. Înainte de a începe să scot chestii din cutie, aș vrea să vă mărturisesc ceva. Nu sunt fan jocuri cu mașini, însă lucrul care m-a determinat să achiziționez acest Collector's Edition a fost cartea care se află în interior. Așadar, să trecem la treabă și să vedem ce anume se află în cutie. În primul rând, cutia arată destul de bine, însă nu o voi păstra. Singura cutie pe care am păstrat-o și care îmi place a fost cea de la Assassin's Creed Guts Edition pentru Xbox One. Acestea fiind spuse, primul lucru este cartea de care vă spuneam și care îmi place foarte, foarte mult. Acesta a fost principalul motiv al achiziționării. Această carte este cu și despre mașini, având numai puțin de 247 de pagini cu o mulțime de informații din domeniul auto. Cel de-al doilea lucru este macheta cu mașinuța Mercedes model AMG GT. Această machetă este foarte bine construită, nefiind nici foarte mare. Aceasta are o lungime de 10 cm, respectiv 5 cm lățime, lucru care mă mulțumește deoarece am foarte multe statuete de la alte ediții de colecție și spațiul este limitat. Cel de-al treilea lucru este jocul care se află într-o carcasă din metal, lucru pe care îl apreciez deoarece foarte multe ediții de colecție de pe piață conțin jocuri în carcasă din plastic. Culoarea și desenul sunt plăcute, iar în interiorul carcasei regăsim câteva coduri bonus. Așadar, să facem o recapitulare cu ce anume se află în pachet, și anume, avem cartea care are 247 de pagini cu o mulțime de ilustrații, mașinuța și jocul care, repet, vine într-o carcasă din metal, plus câteva coduri bonus. Ei, dragilor, cam asta a fost pe ziua de azi. Acesta este Gran Turismo Collector's Edition pentru PlayStation 4, compatibil PlayStation VR și trebuie să recunosc că sunt foarte mulțumit de alegerea pe care am făcut-o. În cazul în care aveți întrebări, vă rog să folosiți sistemul de mesaje sau cel de comentarii și am să vă răspund cât mai curând posibil. Mulțumesc pentru răbdare, ne vedem data viitoare!